Bună ziua, doamnelor și domnilor, sunt Cristina Munteanu, bun găsit la Subiect de Presă. Ei bine, județul Argeș are în sfârșit subprefect, după un an de zile. Va fi mai bine condus sau va fi doar înghesuială? Aceasta este întrebarea noastră de astăzi la Subiect de Presă, alături de colegul meu Mihai Golescu, directorul cotidianului Argeșul. Bună ziua, domnule Golescu! Bună ziua! Iată, doamnelor și domnilor, așadar, cum am obișnuit, pe Subiect de Presă avem cele mai importante subiecte la ordinea zilei și nu puteam să avem astăzi invitat în platou decât pe cel care este subiect, iată, zilele acestea. Și, anume, și la obiect. Și la obiect, este adevărat. Emilian Dragnea, subprefectul județului Argeș, care a fost numit ieri de premierul Dacian Cioloș în această funcție. E sigur că va intra în pâine momentul în care va fi publicat și în Monitorul Oficial această decizie. În vârstă de 61 de ani, membru de bază al PSD, o să vedem dacă și-a dat demisia din partid. Emilian Dragnea îi urmează în funcție colegului său de partid Ion Burnei, care, știți foarte bine, a plecat în urma pensionării din această funcție toamna trecută. Domnul Dragnea a demisionat și de la conducerea casei CAS Argeș, casei de județene de asigurări de sănătate, unde fusese numit în septembrie 2015 în locul doamnei Cristina Stocheci. De altfel, domnul Dragnea a fost la al doilea mandat ca director al acestei instituții foarte importante, CAS-ul. Primul mandat l-a deținut în perioada 1999-2005. Este lector la Universitatea Pitești. Bună ziua, bine ați venit, domnule subprefect. Prima dată, iată, în această calitate, în noul mandat. Da, să rămână. Bună seara dumneavoastră și telespectatorilor și vă mulțumesc pentru invitația acordată. Noi vă mulțumim pentru faptul că ați acceptat-o. Domnule Golescu... Haideți să-l felicităm înainte de toate, da, pentru sigur. Noua funcție. Dar e una caldă, una rece. Îl felicităm, însă, domnul vice... prefect sau cum se numește, subprefect. Subprefect, da. Nu-i mai bine, vice. Așa. Da, dumneavoastră da. Știți bine județul. Ce căutați în funcția asta de subprefect? De ce ați acceptat-o? Domnul știți bine Golescu, județul și știți bine ce a fost și cum e acum. Ca să înțelegeți subtextul întrebării. Da, normal. Nu este o perioadă efervescentă în viața economico-socială a județului, dar cineva trebuia să-și asume și o astfel de provocare și ultimii 25 de ani în viața administrativă a județului am avut mai multe provocări la care am răspuns și de care sunt mândru că am putut să-mi desfășor activitatea în sectoarele respective. Și pot să spun că acum a fost o ocazie ca la final de carieră, pentru că asta este realitatea, am făcut 60 de ani, domnișoara Cristina. Mulțumesc înainte. Da, mulțumesc de sunt ceva mai... Așa, da. Iar în anii, în perioada 91-92, am fost directorul Direcției Economice din cadrul Prefecturii Județului Argeș. Deci oarecare experiență pot să spun că este o întoarcere în instituția de la care am adică de unde beneficiat. Am mâncat lupul aia, nu? Nu, pentru că în perioada în care am fost că nu mâncați era cam iarnă și nu era perioada pascală apropiată, da. Pot să spun că este o perioadă în care nu este chiar extrem de propice, însă cu domnul prefect al județului, cu domnul Cristian Soare, cu care am colaborat atât în funcția de șef de instituție, cât și în perioada în care eram împreună consilieri județeni. Ați colaborat așa de bine până într-acolo, încât a băgat așa mai lui și zice, atenție, cum veți lucra de acum încolo cu domnul Dragnea, să nu pară că ori dânsul a trecut la liberal, ori invers. Nu, după câte știți și dumneavoastră, în multe perioade de conducere ale prefecturii, au fost situații în care poate că apartenența politică și-a spus cuvântul în activitatea instituției, dar au fost și perioade în care prefectura a fost ceea ce trebuie să fie. Și să facă o echipă, și să facă de culoarea politică. În care trebuie îndeplinit în primul rând programul de guvernare al guvernului, pentru că trebuie să uităm că atât prefectul cât și salariații, instituția prefectului din care și funcția de subprefect face parte,
au în primul rând menirea să ducă la îndeplinire prevederile actului de guvernare. Partea cealaltă și legislația la ora actuală este că nu trebuie să fii partea unui partid politic și mai ales contextul în care se apropie acea de alegeri locale. Asta și voiam să spun că nu a fi fost o efervescență economică, exact. Dar una politică. Da, una politică nu duce în lipsă. Sigur. Nu duce în lipsă, dar am vrea cel puțin și cred că mulți locuitori ai județului Argeș și ai municipiului Pitești doresc o efervescență a vieții economică, sociale. Că bine ziceți, și da. Se leagă și cu întrebarea puțin, și vă mulțumesc. Și mai puțin politică. Exact. Aș vrea să vă întreb, veți colabora, ați declarat asta și ne bucurăm că ați spus-o, că interesul oamenilor al județului este peste interesul politic la un moment dat. Care sunt atribuțiunile dumneavoastră în cadrul colaborării cu prefectul, să spunem? De ce altă dată aveam și doi suprefecți, acum avem un singur suprefect? Și sigur o să fac nu o glumă neapărat, dar vorbeam cu domnul Golescu, colegul meu de platou, ci care sunt atribuțiunile suprefectului acela de a-l locui pe prefect? Prima atribuție asta e să ține locul suprefectului. Deci și în legislație este clar precizat prefectul și instituția prefectului. Au fost perioade, într-adevăr, în acești 25 de ani de când funcționează instituția prefectului, deci din primăvara anului 92 s-a înființat funcția de prefect și funcția de conducere a Consiliului Județean, administrația publică județeană, s-au separat atribuțiile. Subprefectul, da, este în primul rând să înlocuiască prefectul în momentele în care nu poate să-și ce presupune să știți tot ce știe și el. Dar duce și la posibilitatea de a fi delegate o serie de atribuții, de competențe ale prefectului în dreptul subprefectului. După câte știți, în afară de problemele care sunt specifice inspectoratului de situații de urgență, în coordonarea prefectului sunt serviciile publice deconcentrate. Și cred că acesta va fi segmentul de care mă voi ocupa primordial. Deci serviciile deconcentrate. Da. Am înțeles. Golescu? Eu v-aș propune să fim cât mai la obiecte. V-am știu modest, n-am vrut să mă întreb ce vă recomandă ca vice, da, sau ca sub, așa, da. Și am vrut să vă întreb de ce ați acceptat formula asta, că știu că n-ați tras după ea. Așa, acum aș vrea să intrăm direct. L-am văzut pe premier, a ieșit cu câteva zile în urmă cu o treabă care mi s-a părut foarte oportună. În ideea reformei, în ideea noului cod administrativ. Credeți, ați văzut, sunteți la curent cu treaba asta și dacă credeți că e utilă, haideți să intrăm un pic și noi în dezbatere asta. Cât este necesar nou cod administrativ Argeșului, care vizează legislație, care vizează comasarea în funcție de populație, de suprafață, de distanță față de centru și o serie de alte chestiuni, birocrație și altele. Da, cred că înainte de toate trebuie să amintim faptul că într-adevăr a fost adoptat într-o ședință de guvern un cod administrativ care are câteva componente cu accent pe întregul sistem al administrației centrale și locale cu toți exponenții săi din România. Nu este un cod administrativ al județului, este al întregii activități administrative, cuprind administrația publică centrală, administrația publică locală, sigur, este, da. Serviciile publice deconcentrate, cu accent de asemenea pe statutul funcționarului public și al competențelor acestuia, cu accent pe proprietatea publică privată și cea a statului și competențele care le au autoritățile locale și județene în aceste activități. Și de asemenea, ce am remarcat în conținutul acestei hotărâri de guvern este că se realizează o abordare sistemică a întregului sistem de administrație publică, centrală și locală. Că e și aici haos cum e în toată viața noastră, economică, socială și nu știu ce. Este. Da, poate că este prea mult spus haos, dar în orice caz sunt înregistrate exagerăm și noi ca orice gazetar cu 30%. Multe disfuncționalități
Și tocmai acestea sunt prezentate pe fiecare segment de activitate, inclusiv pe instituția prefectului și pe funcția de prefect. Și va fi supus dezbaterii publice fiecare proiect de lege care atinge aceste instituții din structura administrativă, care mă pot referi în principal la prefect. Vreau să vă întrebăm vis-a-vis de întrebarea domnului Golescu. Cele mai fierbinți, să zicem, cele mai fierbinți modificări ce ar duce o schimbare, într-o schimbare de structură? Uite, oamenii sunt interesați, dacă de voi, Cristina, sunt interesați, domne, ce face? L-am auzit și mi-a plăcut. Și mie mi-a plăcut prefectul, premierul, despre treaba asta. Dar zice, ne comasează. Ce înseamnă comasarea localităților? Cum o vedeți ca subprefect? Am trei sate și plus cel de centru, nu fac mai mult de 1200-1500 locuitori. Păi să... Era o viziune să fie cel puțin 3.000. Vom avea probleme serioase în Argeș dacă facem treaba asta, deși ea nu era dictată în rațiunea, domne, dacă nu comasăm statul, nu are bani să plătească 5 jumate din localitățile argeșene, trebuie să vii cu bani de la centru ca să țin funcționarea acolo, că nu am bani. Cum vi se pare? E o problemă cu care ne confruntăm noi, de la noi, da, de la dumneavoastră în jos, la presă și la omul de acolo. Eu cred că în acest cod administrativ nu sunt prezentate probleme de reorganizare administrativ-teritorială vis-a-vis de probleme care le-ați demonstrat dumneavoastră, ci sunt solicitate spre analiză și spre o mai bună reglementare. Și de dezbatere, da. Da? Problemele care țin de conexiunile între aceste instituții, între localitățile acestei instituții, între nivelul central și nivelul local, între competențele instituției prefectului și relațiile cu serviciile deconcentrate. Trebuie să recunoaștem că nu de prea mult timp prefectul a luat la cunoștință de o serie de măsuri luate la nivel de organe administrației publice centrale din presă. Voilà. Oricea ce nu este normal. Procedura, spune cu autoritate centrală, poate să demită, nu-i așa, un director de concentrată, deci, și nu are obligativitatea de a-l consulta. Am prezentat unul mai simplu, care dumneavoastră presa, media, ați luat act în nenumerate cazuri. Și tocmai aici sunt probleme de care se lovește instituția prefectului, în special în limitele de competență care sunt în desfășurarea activității și al relațiilor cu serviciile deconcentrate. Și dumneavoastră ați observat, de exemplu, un alt lucru care este banal și cu care se confruntă în fiecare lună, cu Consiliul Consultativ. Consiliul Consultativ al prefectului a ajuns o tribună de exprimare a anumitor voci mai mult sau mai puțin care se intitulează civice. Zgomotoase. Da. Adică sunt lucruri care cred că trebuiesc părăsite și abordate în acest Consiliu Consolidativ lucruri serioase cu impact asupra vieții comunității. E de reținut din dezbaterea noastră până acum prima idee importantă pe care vă subscrieți și cred că o urmăriți. Da, normal, experiența mea acumulată în viața administrativă a județului, atât în instituția prefectului în anii 90, în Consiliul Județean, în sistemul de asigurări de sănătate, mi-a oferit posibilitatea să iau contact cu foarte multe din problemele cu care se confruntă societatea argeșeană și să găsim modalitățile în așa fel încât ele să fie rezolvate mai rapid și mai eficient și mai direct către cetățean, de așa manieră încât ceea ce este în competența acestei instituții să fie rezolvată în timp rapid și de bun augur. Și cu idei autentice venite de acolo de jos, nu ipocrite, cu niște ipocriți care se titulează din partea societății civile sau mai știu eu a cui e.
Domnul Golescu, ideile poate să vină din orice parte. Depinde dacă ele sunt bune, sunt eficiente, în interesul și sunt rezultatul unor analize directe, de valoare și care urmăresc un scop bine determinat în folosul comunității respective. D'accord. Nu cred că este benefic pentru comunitatea argeșeană să nu luăm în calcul orice fel de inițiativă. Important este ca noi, ca instituția prefectului, să încercăm să depășim anumite partizanate și anumite interese care mai stau în spatele unor anumite promovări de astfel de idei. Și acum este o întrebare, știu că pare retorică, dar o să vin imediat la obiectivitatea ei. Totuși sunt 26 de ani, domnule Dragnea, 26 de ani de când ne chinuim așa împreună să așezăm niște repere pe care să putem spune că în sfârșit suntem gospodari, așezați, oameni cu scaun la cap. Că dumneavoastră spuneați, uite, consilier județean, aduceți-vă aminte ce însemnau anii 90, ce au însemnat anii 2000, suntem, iată, în anii 2010-2020. Dumneavoastră înseamnă că sunteți un mare optimist. Dacă din nou intrați în această părere a mea, dacă intrați după ce ați trăit alături de noi și ați fost acolo unde ați avut cât de cât frâiele, nu-i așa? Că până la urmă ați fost consilier județean, ați fost președintele unei case, ați cunoscut sistemul din interior. Și ne spuneți că în sfârșit este momentul să schimbăm ceva. Sunteți un mare optimist, părerea mea. Păi eu cred că trebuie să ne caracterizeze pe mai mulți speranța și un optimism... Deci victoria este stă în luptă, de fapt. Trebuie să lupți continuu pentru a-ți atinge... Nu un optimism deșanțat, ci un optimism real. Pentru că orice pas, e o sintagmă, da, care a fost utilizată, orice lucru făcut în plus este binevenit pentru toată lumea. Și acum, concret, dumneavoastră veți conduce, spuneați, aveți în atribuțiune acele instituții deconcentrate, nu-i așa? Vă deranjează, sau în acest moment v-ar deranja probabil ca un director din instituția cu care dumneavoastră colaborați să fie demis sau, eu știu, schimbat direct de la administrația centrală sau nu? Vă întreb că au fost situații de genul. Vă aduceți aminte, domnule Golescu, că strada a cerut demisia anumitor directori de instituții de la DSP până la altele și nu s-a putut... Și ce a însemnat eficiența? Subminarea autorității acelui prefect. Prefect. Asta spun, cum vedeți aici și cum ați comenta? Că veți fi în situația în care va trebui să acceptați sau să negociați? Sunt tocmai în acel cod administrativ să fac referiri directe la astfel de situații, nu la exemple concrete, că sigur, nu poate, dar la situații care pot să apară între rolul prefectului, competențele sale și relațiile cu administrația publică centrală. Ceea ce, într-adevăr, viața recentă, apropiată, a demonstrat că lucrurile nu sunt chiar așa de bine puse la punct și care duc la disfuncționalități și la o anumită poziție nefavorabilă a instituției pe care o reprezentăm acum. Și care erodează, evident, imaginea adică, guvernului până la urmă a instituției. Știți, de prefect și de instituția prefectului ne aducem aminte în situații de extremă urgență. Exact. Da. Până atunci parcă nu există. Avem inundații, avem incendii, avem să dea fuca. Ori această instituție, și așa este normal, ca reprezentant al guvernului în teritoriu, trebuie să aibă competențe întreaga activitate reprezentativă în județ a guvernului prin serviciile respective. Știu, într-adevăr, poate și desele schimbări de acte normative. Vă dau un exemplu, de exemplu, care îl cunosc destul de bine, este vorba de pachetul legislativ pe sistemul de sănătate, legea 95/2006, are peste 1000 de modificări în 10 ani. Deci vă dați seama ce poți să vorbești. Deci 1000 de modificări poate să spui că sunt mai multe de fapt. Că ați venit în sprijinul afirmației mele că e haos. Deci 1000 de acte normative care au fost date în acești 10 ani și care au adus
mai multe modificări. 100 de modificări pe an, dacă ar fi să luăm, vă dați seama. Ceea ce orice am spune este neregulă. Este neregulă, pentru că sunt create premisele unor disfuncționalități majore, unor neconcordanțe între actele normative și toate cu putere de lege, indiferent că sunt ordonanțe de guvern sau ordonanțe care au fost aprobate în plenul legislativ. Și ne întrebăm, oare n-avem specialiști sau avem prea mulți politicieni? Și mă întreb la urmă, domne, mai avem lideri în țara asta, la nivel înalt, la nivel județean, la nivelul unui municipiu și al unui oraș? Mai avem lideri în Europa asta, mai avem lideri în lume, ca lumea să știu că de acolo mi-arată busola nordul? Domnul Culescu, lideri au fost, sunt și vor fi. Deci societatea umană a avut, are și va avea lideri. Problema este nivelul de implicare a acestor lideri, nivelul de responsabilitate a lor, indiferent că sunt la nivel central sau la nivel local, nivelul de implicare și de înțelegerea fenomenelor economico-sociale. Și poate că aș avea o rugăminte să revenim puțin la problemele județului Argeș, da, rugăm acum, care sunt destule și care sunt în cunoștință și pe care noi, care instituția... Sunt, da, ne-ați provocat și vă provocăm. Da, care sunt alea? Nu să le puteți spune pe toate, dar primele 3-4. Da, păi problemele le putem lua pe domenii, da, domeniul economic, domeniul social. Hai să vedem în economie. Aveți și noastră de gând să vă implicați că are nevoie județul teribil de un sistem ăla industrial de parcări, de nu știu ce, să pot parc industrial, să pot să-mi fac și o afacere și să am și curentul și apa trasă și tot ce-mi trebuie? Prin competențe sale, da, într-adevăr, o prioritate care trebuie să existe atât la nivelul administrației publice alese, județene sau celelalte comunități, este problema locurilor de muncă. Deci dacă noi am reușit parc industrial și să fac o afacere, deci, cum să am loc de muncă? De aici trebuie făcută, pentru că orice am spune este o constatare nu numai de noi, cei care ne desfășurăm activitatea, de dumneavoastră în media, este o constatare a întregii comunități argeșene. E o necesitate majoră, da. Numărul de locuri de muncă în județul Argeș stagnează, nu crește. Și dacă Dacia Renault n-ar fi în condițiile în care este la ora actuală, situația economică-socială a județului ar fi extrem de delicată. Extrem de delicată. Și atunci noi să reia discuția autostrada Pitești-Sibiu trebuie să fie prioritatea numărul 1 a întregii administrații a județului. Eu nu pot să vorbesc ca subprefect, pot să vorbesc ca instituția prefectului, ca prefect și instituție, și știu că există o implicare deosebită în acest sens, în modalitățile în care această instituție are competențe. Este o problemă la care orice efort și orice susținere necesară nu trebuie lăsată și trebuie susținută cu orice risc. 2021, domnule subprefect, asta este cel mai bun pronostic pentru autostradă. 2021, foarte repede. Mie mi-e teamă că tot vorbe sunt. Vorbea de o campanie electorală. Da, Da, au mai fost vorbe, într-adevăr, dar eu mi-amintesc că și centura actuală a municipiului Pitești s-a început care discuția... Care a adresat sau a Nu, centura pe care circulăm. Pe care circulăm, de bine de rău, după 26 de ani. Exact. Da. Au fost discuții începute în perioada 95-96 și a fost finalizată în 2008. Dacă reluăm discuțiile în mod serios cu această autostradă Pitești-Sibiu, care au fost începute la modul concret în perioada puțin în urmă,
Eu cred că termenul anilor 2020-2021 este un termen realist. Realist. Da. Am oftat, nu zic mai mult. Important este ca să avem documentația. Când va veni vremea implicării autorităților locale, pentru că vor fi probleme de expropriere, probleme de... Da, sunt, vor fi probleme în care autoritățile locale vor fi implicate. Păi dacă l-aș pregăti din vreme, să existe dorință de implicare, da? Pentru că va duce... Dar ei încă discută de 5 variante, de 3 și apoi aud de 7 variante. Și aici eu, așa simt cinevoia unui lider de la, apropo de lideri, de la Pitești, de la Argeș, care să zică, băi, fraților, treziți-vă și voi să discutăm, că mai avem 6 minute, îmi spune Cristina, da. Până se termine emisiunea și am discutat doar despre autostradă și avem și despre Moliviș și despre locuri de muncă, cum ziceați, și despre parcuri industriale și o serie de alte chestiuni cu care sunt fierbiți și cu care se confruntă. Da, în afară de autostradă, într-adevăr, problema punerii în valoare a potențialului turistic montan al județului Argeș este o problemă la fel de importantă. Masterplanul, domnul Golescu, a fost un lucru bun făcut la vremea respectivă, pentru că acest proiect al Molivișu a fost de mare anvergură. Care poate că nu a trecut, deci nu mai avem viitor pentru el? Băi, din câte cunosc eu și fac o relație directă la nivelul domnului Dacian Cioloș, primul ministru al României. După câte știți, dumneavoastră, dânsul și-a desfășurat activitatea în județul Argeș. Cum o percepeți? Că eu cred că dânsul, având în vedere anumite afinități, pentru că începuturile de carieră ale domnului prim-ministru au fost făcute în județul Argeș. Credeți că au valoare? Eu cred că este un bun român. Asta înseamnă că va fi finalizat? Și un bun român nu vorbește fără să fie bine documentat și să dea o speranță reală. Să aibă el voința asta, da. Da. Deci va fi finalizat. Și eu cred că la nivelul guvernului va exista implicare în finalizarea acestui proiect. De ce să nu recunoaștem și știți și dumneavoastră că acest proiect a fost un proiect de mare anvergură și noi avem un melic în sensul că atunci când ne apucăm de o treabă, chiar dacă avem niște elemente de nesiguranță, mergem pe ideea că trebuie să începem, că vedem cum ne repliem pe parcurs. Și această repliere, uite, că în timp n-a fost chiar așa de fericită. Eu aș fi spus, las că merge și așa, suntem obișnuiți noi, da, cu asta. Las că merge și așa. Căruța cu trei roate și o proptea. Peticiu, da. Noi. Nu mai merge asta. Da. Nu merge, din păcate. Da, un alt proiect, spuneați. Deci, cel al turismului din așa. Și va trebui, având în vedere că vin din domeniul sanitar, să ne gândim la o reorganizare a sistemului sanitar din județul Argeș, la competențe unităților. Nu cred că... Adică chiar un spital dacă, municipal? Chiar, spuneți? Nu cred că rezolvă problema un spital municipal, da. Dar o întărire a capacității, a dotării tehnice a unității sanitare județene, o reabilitare a acestuia care necesită, dați-mi voie să vă spun, venind din acest domeniu de activitate, că nu atât construcțiile sunt cele mai importante, ci sunt echipamentele și oamenii care lucrează cu ele. Și noi dacă reușim să creăm, pentru că, vedeți, nu depinde numai de județ, dar sunt foarte mulți de prefect sau de... Trebuie să implicate autoritățile locale foarte mult. Sunt medici tineri, absolvenți, de rezidențiat, veniți în municipiul Pitești, la Spitalul Județean. Au un salariu după găzdi de 2000 de lei pe lună. Jumătate din el îl dă pe chirie și întreținere. Credeți că acest medic va rămâne multă vreme aici? Nu, dar nu ne-ați putea ajuta, e clar că nu e vorba de salariu, ci de acele facilități, exact, la chirie. Că dacă exact. Nu avem o legere a salarizării și iarăși o dăm deci peste cap... facilități la care se intervină autoritățile locale cu locuință socială, cu sprijin financiar, deci este cadru normativ, existăm pentru aceste lucruri, pentru medicii ăștia tineri la care spun, domne, ne pleacă medicii, noi mai avem, dar noi ce facem ca societate pentru ei, ca să-i menținem
ca și comunitate, ca societate, pentru văd că nu sunt facem. Presa critică, pacienții se plâng și autoritatea la medic nu se gândește nimeni, cum v-a spus, are 2000 de lei pe lună și 1000 de lei dă să intre și să ies afară din casă. Domnule Dragnea, eu vă spun sincer, eu mă bucur că v-ați întors și vă spun și de ce. Pentru că având experiența anilor 90 în care s-a făcut, sigur că s-a făcut, dar având și experiența amară a acestor ani în care ați tras, da, ați tras și ați văzut cât de puține lucruri s-au făcut, acum poate o să reușiți, da, să schimbați și mentalități, da, și să aduceți acolo un suflu nou, mă gândesc, după tot amarul ăsta, nu? Da. Ce relație vă mai aflați cu birocrația? Într-o relație foarte strânsă, foarte strânsă, și este, vedeți, cu cât ne integrăm mai mult în Uniunea Europeană, cu atât nivelul de birocrație crește. Și pare și mai mare, da. Și fac referiri într-adevăr la sistemul sanitar și cunoașteți și dumneavoastră, sistemul informatic unic integrat, care creează diverse probleme. Cred și îmi doresc ca acest cod administrativ, care în modul declarativ are și o componentă a reducerii birocrației, să fie, să prindă viață mult mai repede. Am înțeles. Din păcate, timpul nostru se scurge foarte repede, ați văzut, domnule suprefect, dar o să mai aveți ocazia să venim, pentru că noi ne dorim să veniți și să mai discutăm problemele importante. O concluzie, domnule Golescu, dacă ați dori să trageți. Eu constat că e o provocare pentru domnul Dragnea, îmi place că și-a asumat-o, că putea să zic că văd de treabă, fac ce știu acolo și am trecut prin asta și nu mai vreau, îmi place că și-a asumat această răspundere și aștept să-l văd ce face, cel puțin la 3-4 probleme pe care le-am trecut aici și peste nu știu cât timp, o jumătate de an, poate mai devreme, poate să fie și peste o lună, întâi să văd în monitor oficial numirea dumneavoastră, a apărut da, sau nu, da. Da? Și o să vedem dacă ce-am vorbit astăzi rămân vorbe sau trecem la fapte. Și eu vă mulțumesc pentru invitație. Așadar, și vă promit că voi accepta invitația dumneavoastră ori de câte ori va fi făcută. Așadar, vă mulțumim, domnule Dragnea. Așadar, maturitatea dumneavoastră, nu vorbim numai de cei 60 de ani, și mă scuzați că am zis 61, da? Da. Nu vorbim numai despre cei 60 de ani, ci și maturitatea dumneavoastră și maturizarea asta în planul administrativ. Eu zic că vă face bine și ne-ar putea face bine și județului. Sigur că vom avea de discutat ce înseamnă județul și ce înseamnă regionalizarea, dacă mai vorbim de județ, cod administrativ, când vine regionalizarea. Nu cred că mai actuală, dacă nu mai vom vedea, și să-l întrebăm. Vom vedea într-o emisiune, pentru că o să arunc mănușa asta prefectului și suprefectului. Știți că o dorim de mult, domnule Golescu. Dorim de mult să le punem întrebarea asta. Da. Le vom pune întrebarea mai potrivit. În opinia mea, aceasta a fost, doamnelor și domnilor, ediția de astăzi Subiect de Presă. În opinia mea, rămân la opinia mea că suntem, de fapt, în plină criză politică. Fapt, ăsta este adevărul, nu mai sunt capabili la consens pentru binele public cu oamenii politici și de aici avem și sursa crizei economice. Nu vorbesc numai de Argeș, vorbesc de România și vorbesc de Europa. Numai bine, Subiect de Presă se încheie aici. La revedere, vin știrile. La revedere.